În cadrul proiectului Life Carpathia, finanțat de Comisia Europeană, în toamna anului trecut au poposit în munții Făgărași primii zimbri, după mai bine de 200 de ani de la dispariția lor din pădurile României. Aceștia au fost aduși dintr-o rezervație din Germania și din munții Carpați din Polonia. În primele luni, zimbri au fost găzduiți într-o zonă de carantină, fiind supravegheați în permanență. Zimbri au fost eliberați într-o zonă mai mare de aclimatizare, având ocazia să se adapteze mai ușor mediului înconjurător, temperatură, relief, vegetație, prădători. În cadrul proiectului LIFE, pe care îl implementăm în sud-estul munților Făgăraș, am început activitățile de reintroducere a speciei zimbru, urmând ca până la încheierea celor 5 ani de implementare să eliberăm un număr de 75 de exemplare în 3 zone. Până în prezent am obținut autorizațiile necesare și am finalizat infrastructura necesară procesului de reintroducere în prima zonă, pe raza comunei Rucăr, în județul Argeș, unde am construit țarcul pentru aclimatizare, care a fost populat în perioada noiembrie-decembrie 2019 cu primul grup. După respectarea perioadei de carantină, conform prevederilor legale în domeniul sanitar veterinar, zimbrii au fost eliberați într-un țarc cu suprafață de 130 de hectare pentru aclimatizare, perioada în care și-au stabilit o ierarhie în cadrul grupului, au început să exploreze suprafața țarcului în căutare de hrană și au învățat să reacționeze la apariția prădătorilor, fiind pregătiți în primăvara acestui an pentru eliberare. Animalele sunt microcipate și sunt monitorizate prin intermediul tehnologiei satelitare. Conform datelor culese, deplasările zimbrilor se fac pe o rază de 5-10 km în prezent, dar probabil aceste distanțe vor crește în perioada următoare. Programul de reintroducere a speciei zimbru va continua prin suplimentarea anuală a acestui grup inițial cu mici grupuri de 5-10 indivizi, concomitent cu demararea procedurilor de implementare în celelalte două zone. Fundația Conservation Carpathia va realiza acțiuni de monitorizare a zimbrilor pentru a putea verifica gradul de adaptabilitate, dar și pentru a preveni eventualele întâlniri neașteptate cu oamenii din comunitățile învecinate ca urmare a procesului de reintroducere. În ultimele luni au început demersurile pentru a pregăti aducerea primilor zimbri și în a doua zonă, la Lerești. Urmează să fie stabilită și o a treia zonă din munții Făgăraș conform strategiei de reintroducere. Acest proces complex nu ar fi fost posibil fără sprijinul și susținerea autorităților locale din Rucăr și Lerești, autorităților regionale relevante, Agenția pentru Protecția Mediului Argeș și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș și, nu în ultimul rând, gestionarilor fondurilor cinegetice învecinate.